Există trei profesii care sunt considerate sfinte: păstorii, grădinarii și dulgherii. Dar celelalte, casierii, șoferii de cursă lungă, electricienii și tot soiul de programatori, croitorii, șoferii de maxi-taxi, toate sunt bune. Orice lucru este de cinste și sfânt. Omul trebuie să se sârguiască numai decât. Este păcat să mănânci pâine fără sârguință. Sârguința este baza care permite omului să trăiască cinstit și să privească deschis la lumea înconjurătoare. Dacă sârguința este răspândită în popor, atunci aceasta devine de neînvins și imposibil de distrus. Și dimpotrivă, atunci când oamenii se deprind să trăiască pe spatele altcuiva și se dezvață să muncească cu mâinile lor pentru binele lor, uită cum se coase un nasture, cum se vopsește un perete, cum se repară uneltele de pe lângă casă, atunci astfel de oameni sunt pe cale de dispariție. Și nici nu este vreun regret, pentru că oricum se vor preface în mucegaii. Omul se aseamănă foarte mult cu copacul care, dacă nu dă rod, se taie și se aruncă în foc. Dacă vreți să trăiți veșnic, aveți credință în Dumnezeu. Dacă vreți să trăiți nezdruncinați, fără să vă temeți de ceva sau cineva, învățați-vă copiii să iubească munca. Puneți-i de mici să se sârguiască. Dacă a luat masa, să-și ducă farfuria și să o spele și pe a sa și pe a mamei sau a tatălui. S-a ridicat din pat să aranjeze după el așternutul. S-a spălat în baie să șteargă după el, ca atunci când cineva vrea să intre să-i fie plăcut, dar să nu înceapă a strânge după altul. S-a dezbrăcat să-și aranjeze frumos hăinuțele pe umeraș. Încă de la vârsta de 7 ani poate să-i spele singur ciorăpeii sau lenjeria, pentru ca și mamei să-i fie mai ușor. Cu toate acestea, trebuie deprins copilul încă din copilărie. Dacă l-ați învățat, atunci socotiți că i-ați dat deprindere de viață, astfel încât el nu se va pierde oriunde ar fi. Leneșul se va pierde și veți plânge mai apoi, pentru că singur vă veți simți mai pierdut. Dacă omul nu va deprinde munca, atunci vom fi nevoiți să ne transformăm în niște sponsori ai unor trântori. Multe mame și tați devin astfel de sponsori pentru copiii lor maturi care au crescut până la 40-50 de ani, fie că s-au căsătorit sau nu, căsătoria s-a destrămat, căci cine va vrea să trăiască cu un leneș care nu face nimic? Aceștia vor locui mai apoi cu părinții lor, care vor fi deja în vârstă. Iar pensia acelui bătrânel sau bătrânică poate fi unica sursă de existență de care va profita un leneș care nu a deprins munca. Mai apoi poate fi prea târziu. Mama va plânge, va merge la biserică, va scrie slujbe, dar acestea nu vor ajuta, pentru că dacă copilul nu a fost învățat să răspundă pentru cuvintele sale, să-i respecte pe cei mai în vârstă și să-și câștige singur existența încă de la o vârstă fragedă, atunci la ei săi 30-40 de ani nu mai îndrepți nimic. Leneșul așa și va rămâne leneș, iar părinții acestuia așa îl vor întreține pe acest tins pe care l-au crescut cu mâinile lor. De aceea, prieteni, omul harnic, muncitor și cinstit este podoaba lumii, iar leneșul care viețuiește din contul altora este ca o tumoare. În jurul nostru trebuie să facem ca totul să radieze, să strălucească de curățenie. Iată aici o casă frumoasă vopsită, iar alături o alta care abia se mai ține, neîngrijită, murdară. Îndată se vede cine și unde trăiește. Astfel trebuie să fie fiecare om în parte, așa trebuie să fie toată țara, harnică, muncitoare, activă, pentru ca în jurul nostru să făurim un mic rai. Ai lucrat? Mai citește, te-ai odihnit, mai roagă-te, apoi iarăși mai lucrează și iarăși roagă-te. Domnul iubește pe cei harnici, Dumnezeu îi binecuvântează pe cei ce se trudesc, Dumnezeu sărută aceste bătături și pe acești oameni care nu stau locului, dar sunt mereu ocupați cu lucruri folositoare. Ca o albină, ca o furnică trebuie să fie omul. Du-te, leneșule, de privește la albină, nu are nici șef, nici cine să-i spună ce să facă, dar roadele ei sunt dulci atât pentru bogat cât și pentru sărman. Privește, leneșule, la furnică și vezi, nimeni nu-i poruncește ce să facă, dar cum își dobândește pâinea sa. Așadar, fiți harnici ca albinele și sârguitoare ca furnicile, nu fiți muște, nu fiți trântori.